Bine, v-am regăsit din nou live aici la Ziarul de Sănătate și astăzi am deosebită plăcere să-l am invitat din nou alături de noi aici la Ziarul de Sănătate pe domnul profesor dr. Vlad Ciura, medic primar neurochirurg. Mă bucur, domnule profesor, să vă revăd și să fim împreună. Da, bună ziua, este o mare plăcere. Și pentru noi, abia vă așteptăm. Avem un subiect extrem de interesant. Astăzi vom vorbi despre sănătatea creierului, despre stimularea lui. Ce putem face astfel încât să ne păstrăm un creier sănătos, indiferent de vârstă? Și avem... Sunt surprins că dacă vorbim despre COVID. Deci vorbim despre creier. Da, vorbim despre creier astăzi. Da. Bine, dacă vreți să adăugăm câteva cuvinte, cum ne putem proteja. Toată lumea știe un singur subiect. Exact. Distanțare, da, cei drept, exact, reguli de igienă, perfect, ce trebuie păstrate și noi păstrăm aici distanța în studio, corect, nu stăm foarte apropiați unul de celălalt. Să sperăm că trecem cu bine, sigur, sănătoși și de această perioadă. Trebuie să mai avem puțină răbdare și să respectăm regulile de distanțare și de igienă, cum spuneam. Domnule profesor, cred că este foarte important ca să știm cum să ne stimulăm, să ne păstrăm sănătos creierul, spuneam, indiferent de vârstă. Cred că este foarte important să cunoaștem anatomia creierului, structura lui, care sunt deosebirile la copii față de adulți. Da, și vă ascultăm este cu mare drag. Deci tot acest organism este condus de un centru. Să zicem că acolo este guvernul. Acest centru este centru de comandă. Perfect. Acest centru de comandă, bijuteria aceasta pe care am primit-o, ne-a dat-o Dumnezeu, de creativitatea, se numește creierul uman. Acesta este centrul. Acesta, el dirigează tot. Și sentimentele, și pregătirea de aici, și discuțiile, și cearta, și... acele hotărâri de urgență sau de alertă, etc., toate pleacă din creier. Ori creierul produce aceste lucruri. Este un organ fantastic. Creierul este format din neuroni, celula de bază, descoperită în secolul trecut, nu are importanță să intru la mărunte. Creierul uman nu are o greutate foarte mare, 1450 de grame, cam acesta este. Există și persoane cu un creier foarte mare, de asta spun că dacă creierul este mai mare, atunci și inteligența este mai mare. Și au fost persoane cu creier mare, Gauss, Napoleon, Newton, Beethoven, care au avut un creier mare și au zis să face corelația. Nu s-a dovedit în mod deosebit. Important este acest neuron să existe, să fie curați, cum a spus dumneavoastră, să fie stimulați și să poată funcționa. Acesta este elementul. Celula de bază, bază este neuronul. Și dovadă că organismul a realizat că aceasta este celula și acești neuroni trebuie să funcționeze între ei, este că acest neuron trebuie protejat. În jur, eu sunt neuronul. În jurul meu se află un număr de celule nervoase, celulele acestea care mă apără, mă curăță, îmi dă să pap, mie îmi dă să mănânc, eu sunt neuronul. Vin, îmi dau să mănânc, mă odihnesc, mă liniștesc, îmi dau apă. Astea se numesc celule gliale. Ele primesc șocul. Să zicem cum ar fi SPP-ul. Ei sunt exact în față și primesc șocul, poliția aceea care o vedem în stradă. Ei ne apără. Bun, celule gliale, ele suferă. Și în spate este celula deosebită, ca la albine, celula regina, care este neuronul. O să spuneți, bine, bine, dar neuronii ăștia așa câte unul singur? Nu! Sunt 100 de miliarde, wow, de neuroni. Dar știți asta că noi... Asta de la naștere? De la naștere, când ne-am născut, bebe are atâtea. Dar lungul vieții mai pierdem din ei. Eu pierdem unul pe secundă, de cât timp vorbim în momentul de față. Am pierdut mulți neuroni. Dar este fiziologic să pierdem. Acum sunt teoriile care au dovedit că totuși există, mai ales la persoane tinere, neurogeneză. Deci se formează alți neuroni. Sunt anumite zone în creier în care se produc. Depinde de noi să știm să-i promovăm și să-i avem asemenea neuroni noi. Deci neuronul este celula nobilă. Este fantastic. Nu să vă dați seama că cu acești neuroni noi putem să vorbim. Nu să îmi puneți o întrebare. Eu trebuie să învârt toți neuronii ca să pot să răspund corect, coerent, fără să mă bâlbui, fără să încurc noțiunile, să fiu foarte clar, atâta pentru dumneavoastră, cât și pentru cei care mă ascultă, ca să priceapă ceea ce spun. Și că dacă doar spun, că răspundeți, ci spuneți lucruri extrem de interesante. Mulțumesc, dar trebuie ca să spun și ceva coerent, și ceva corect, și ceva medical. Și dacă se mai poate și un pic de știință, este totul bine. Perfect. Aceste celule de la care am plecat, se numesc neuroni, au anumite particularități. Particularități cu totul deosebite și puterea neuronilor, de aceea ce numim noi indicele de inteligență, IQ-ul.
pe care îl dau neuronii nu constă în numărul mare de neuroni. Contează neuronii să fie funcționali, să fie viabili, cum a spus dumneavoastră, să-i stimulăm, să supraviețuiască și mai ales contează că acești neuroni să aibă legături între ei. Acest dare de mână, acum nu e voie, dare de mână, da, între neuroni, da, la neuron, da. Asta deosebește inteligența. Cu cât sunt mai multe legături, sinapse, spunem noi, în sistemul nervos, cu atâta lucrurile merg mai rapid, mai deștept, suntem mai inteligenți, suntem mai genii. Pentru că sinapsele s-au dovedit la oameni inteligenți o cifră impresionantă. 24 de mulțit cu 10 la puterea 19. Deci un număr imens de sinapse. Și în același timp, de exemplu, dacă eu vorbesc cu dumneavoastră, eu trebuie să gândesc 3-4 fraze înainte. Trebuie să știu să răspund. Tot creierul meu funcționează. Funcționează centri auditivi, centri vizuali, centri de gândire, centri profunzi din interiorul creierului care îmi trimit informații și informație și memorie stocată. Undeva am stocat în creierul meu niște nișe pe care trebuie să le deschid, să răspund la întrebare și să fii și cu elemente tot din stocare. Poate noi. Poate informații din sărtărașele stocate de o viață, citind, studiind, experiența exact. De viață, totuși se acumulează. Nu las pâinea de la gură, că mi-a spus factor de stimulare. Și ăștia sunt factori de stimulare. Dumneavoastră i-a spus. Pentru că acest neuron trebuie să am grijă de el, trebuie să am întreținerea lui, mentenanța lui. Deci eu trebuie să fac această celulă să meargă bine. Eu trebuie să-i dau anumită alimentație, eu trebuie să-i dau apă. Neuronul nu vrea apă, vrea apă continuu. Trebuie să-i dau oxigen. 20% din oxigenul acesta de care noi depindem se duce exact în creier, în celula nervoasă, ca să poată funcționa. Sunt trei elemente foarte bune. Și apoi neuronul trebuie să-l odihnesc, pentru că este o celulă care cere nanii. Da. Deci este, și așa a dat Dumnezeu, așa a dat organismul, ca el să se poată odihni. Și e foarte, de exemplu, dacă comparăm cu delfinul, delfinul practic este considerat foarte apropiat. Inteligent și apropiat de are tot așa nostru. Două emisfere, seamănă foarte mult cu noi și comportamentul are delfinul și își odihnește emisferele când este pe ocean, când una doarme, când cealaltă e, ca să poată să fie trează. Vă dați seama, este în ocean, în pericol. Pe noi suntem în casă și facem nani și ne gândim la ceva poate foarte frumos. În condițiile acestea, creierul uman, toată această scoarță cerebrală care este creierul, toată face nani și funcționează partea centrală. Partea centrală de celule nervoase dirigează ce avem noi în interior. Inima, respirația, purtica, care am mâncat mai mult peste seară, toate organele din interior sunt dirijate de neuronii care controlează partea internă. Iar când ne trezim, toți ceilalți, uitați-vă la un copac, izbucnește. A venit prima rază de soare și copacul a izbucnit. Uitați-vă, caută lumina, ați observat și florile. Uitați-vă, floarea soarele, întoarce capul după așa lumină. Așa și noi dimineața, nu? Așa și noi dimineața. Sau așa ar trebui să ne trezim, că nu vrem, întotdeauna. Vrem, așa trebuie să facem. Pentru că dacă o plantă face așa. Acest lucru și se îndreaptă spre lumină, deci omul nu ar face la fel. Așa, acești neuroni ne spun de dimineață, dragul meu, trezește-te și atunci primele elemente nu sunt țigara, mă scuzați, nu sunt cafeaua, nici breaking news, nici știrile, numărul de cazuri de mai știu eu ce boală, ci primele elemente sunt deschis geamul, aerisim și cât mai devreme aerisim, tragem aer, ne gândim, vai ce zi frumoasă, nu se spune have a nice day, de ce se spune aceasta? Corect. Zâmbim, ne gândim că va fi bună, îndepărtăm toate gândurile negre, toate știrile negre. Suntem fericiți că suntem sănătoși și că ne-am mulțumim trezit. Mulțumim Dumnezeu că exact. Suntem. Dar dă-ne, Doamne, astăzi pâinea noastră, cea de toate. De ce spune fraza? Asta e frază din vechime acumulată în toate limbile. Așa este și cu acest lucru. Deci prima mișcare pe care o facem este foarte interesantă, că ne-am înviorat și bem pahar de apă. Nu unul, două. Apă plată. Pe stomacul gol. Pe stomacul gol. Apă plată la temperatura camerei. La temperatură. Vă dați seama, toate efectele le are. În primul rând îți umple patul vascular. Îți curăță intestinul. Te simți mai puternic. Te simți că ai forță în tine. Și după aceea încep celelalte elemente ale organismului de trezire treptat, de igienă și elementele cerebrale. Nu trebuie, bum, să faci scandal și să te agiți în mod inutil. Trebuie treptat, treptat ca o mașină care pornește, uitați-vă la locomotivă, încet, încet, încet pornește, nu dintr-o dată.
Da, totul trebuie făcut, s-a spus și este o frază de la Cotroceni, pas cu pas. Deci acest lucru este foarte important, nu este deloc o glumă, important. Este foarte important. Și acești neuroni se pun și ei în funcțiune și încep să funcționeze. Tot ce a fost cu o zi înainte s-a stocat, s-a acumulat și în cap îți rămân lucrurile importante pentru astăzi. Astăzi am demers la mine la serviciu de operat, de venit la dumneavoastră la ziarul de sănătate, după aceea am anumite discuții, poate eventual o plimbare, lucrurile care să le-am stocate în memorie și știu ce ne să ajută fac cu ele. Să facem acest plan și înscris și cel să bifăm bine de-a lungul zilei când am mai terminat o etapă, că ajută. Mie iar îmi dă un tonus bun da. Când bifez din discutăm acest creier, poate să stea și mulți dintre noi am obosit, perfect, te-ai obosit, nimeni nu te supără, înțeleg acest oboseală, pentru că oboseala este foarte mult, e fizică, psihică, tracasare, claxoane, știri, asta obosesc creierul și atunci trebuie să-l las să odihnească. O formă de odihnă este că face nani, perfect. Face nani, acest somn este foarte odihnitor. Dacă e în cursul zilei câteva momente de picoteală, nu supără pe nimeni și s-a dovedit, fapt, japonezii au introdus asta în serviciile lor în care ei lucrează foarte, foarte, foarte mult, dintr-o dată le dă voie la salariați să le cadă capul pe masă, intenționat sau la anumite ore, programate și câteva minute dorm. Ce se întâmplă? În acele minute centri vitali ai organismului reușesc ca să refacă ca un telefon, să resetează, refresh, da, exact. Refresh, de cuvântul refresh, vedeți? Aici e și refresh. Și nu este un refresh, îi dau un boom de cafea, de cofeină, de ceva, îi dau un refresh fiziologic. Deci toate aceste celule care sunt obosite, tracasate, hăituite, da? Fugărite, trebuie să mai lucreze încă în partea a doua zilei. Lăsați-l să se odihnească. Și citam, domnule profesor, legat de copii, cei care învață de dimineață, când ajung acasă, dacă trag un pui de somn, sări de oră, citam că ceea ce au învățat la școală, cunoștințele acumulate în ziua respectivă, se stochează în sertărașe mai ușor, este adică adevărat. Înveți mai ușor noțiunile noi. Pentru că dacă s-a dat la școală, discutăm la școală, dacă la copilul de la școală i-ai dat un număr de noutăți, un număr de date, de obicei datele trebuie furnizate pe un piedestal. Înainte i-ai vorbit despre teorema lui Pitagora, după aceea îi vorbește elementele de matematică mai superioară și mai superioară. El vine năuc acasă, este năuc total. Da. Lăsați-l un pic să se odihnească. Lăsați-l să stea liniștit. Nu-l hăituiți imediat, gata, mă puneți asta, făcutare. Nu poate. Și poate claca. În general, fetițele sunt mai ascultătoare. Se duc direct și încep să scrie. Mai muncitoare, conștiincioase. Da. Noi în liceu și facultate le spuneam tocilare. Dar cuvântul este bun și fiind mai cuminți, reușesc să acumuleze mai mult. Ceilalți, lăsați-i un pic să se odihnească. În această odihnă poate să fie totală, cum a spus un mic, cum a spus cuvântul, pui. Un pui de somn. Da. Deci el în clipa aceea și-a refăcut potențialul și este foarte bun. Sau să facă altceva ce îi place. Sunt copii care nu pot să doarmă. Perfect, nu puteți să doarmă. Bateți mingea un pic. Poate reușiți așa să gândiți altceva. Deci că atunci legăturile... Dar jocuri pe calculator, nu, domnule niciun profesor. Nu, în niciun caz. Că citam la fel, vorbeați mai devreme de sinapsele acelea pe care noi, dacă avem, iată, un stil de viață sănătos, dacă avem grijă de creierașul nostru, le avem. Însă este adevărat, dacă copilul stă foarte mult pe device-urile acestea, pe tablete, telefoane, jocuri, aceste sinapse se obosesc și se distrug în timp. Știți că dacă luăm un joc pe calculator, jocul are 3 sau 4 elemente. Primul element e acel vizual în care vezi cu regele se bate cu armata reginei și a lui fratele, lui bunica și nu știu mai ce, pe nu știu cum. Și te captează. Sunt figuri, se mișcă cu o viteză formidabilă. Foarte mare, începe o acumulare de date în creier, atât vizual cât și auditiv. Încep să produce un fel de împroșcare a creierului de informații. Și te captează și te face dependent. Că sunt și foarte multe culori care se schimbă. Și te face dependent de toate acestea. Este ca un drog. Ca un drog pentru copil. Și îl face dependent și nu lasă
telefonul din mână, indiferent ce se întâmplă cu domnul rege, cât ce vârstă are și unde a pierdut bătălia, că urmează o nouă bătălie, urmează așa o nouă regină, da. Și așa mai departe. Asta copilul lui trebuie să se mai ducă și la toaletă, să mai mănânce, să mai doarmă. Total, se duce la toaletă cu tableta, se împiedică pe drum, devine exact sclavul ca un top, sclavul acel. Iar mintea, că noi ne gândim la minte, mintea lui știe numai acea tabletă, nu mai știe altceva. Deci, pur și simplu, s-a șters tabula rasa în rest și s-a washing brain, ca spălarea creierului, și se bagă numai această informație. Ei, acum, foarte multă lume știe că în aceste informații se pot băga și informații care dăunează creierului. De exemplu, s-a făcut experiment în America, că în timpul unui asemenea film, da, pe filme, Marladul s-a dat experimentul cu niște flash-uri folosiți anumită băutură sau anumită mâncare. Și când s-a ieșit de la cinematograf, s-au dus oamenii și au cumpărat exact acolo. Exact ce au zis. Și acum ne întrebăm dacă la copilaș nu se induce să cumpere anumită jucărie, să nu se induce să aibă anumit cântec, o anumit design care place, sau un erou. Nu trebuie să fim dependenți de asta. Creierul nostru trebuie să funcționeze noi cu noi înșine, ca să putem să gândim, să judecăm, să vorbim. Dacă stăm numai cu tableta în față, devenim eu cu tableta, devenim un fel de autiști. Pseudo-autist. Exact, devin foarte buni în realitatea aceasta virtuală și uită să se mai descurce, să mai comunice în lumea reală. Da, pentru că în lumea reală, noi trăim într-o lume reală în care trebuie să te descurci, să mănânci, să te îmbraci, să te comporți, să faci, să ai o gândire, să faci un pas, să ai o legătură cu cei din jur, nu mai știi ce se întâmplă. Și anumite abilități pot fi pierdute, mă refer la copiii care stau foarte mult timp ori în șir, de fapt, pe astfel de device-uri. Da. Înțeleg că anumite reflexe sunt în sigur ce, că da. Devin din ce în ce mai dependent. Atenția distributivă nu mai ai. Și nu mai au, organismul trebuie să aibă ca un animal. Noi suntem un animal social. Vă dați seama, un animal reacționează. Dacă e un câine și îl ții continuu în casă, cum se întâmplă cu toată lumea, ce constați? Că atunci când îi dai drumul pe stradă, nu mai este ăla debusolat. Debusolat, că nu mai știe unde. Se uită la tine. El, cu câte câine, e din ce în ce mai disperat, se uită la tine, la fel. L-ai îndoctrinat cum l-ai vrut tu și l-ai făcut o bijuterie. Dar pentru el, ca animal, și-a pierdut simțul. Omul este la fel. Și copilul e mai grav. Copilul este în dezvoltare. Copilul acumulează. Știți că creierul copilului la 3 ani este fantastic de inteligent. Dacă aveți un copil, cei care ne ascultă, vor să înveți o limbă străină, nu-i forțați. Vorbiți, dați drumul la radio, la televizor, lumea, vorbiți în limba care o doriți dumneavoastră și totul se înregistrează în creierașul lui la 3 ani perfect. Dar ordinea limbilor trebuie să fie întâi limba maternă și după aceea limba pe care o doriți. Și el înregistrează tot, fără efort, fără cu profesoara, cu meditații. Deci creierașul este perfect pregătit pentru așa ceva. Ca un burete gata să absorbă informația. Și dați-i lucrurile care îi plac. Și atunci învață o limbă străină cântând sau învață o limbă străină cu lucrurile care îi plac, cu prăjituri, cu dans, cu muzică. Și spuneați, domnule profesor, foarte important și alimentația atunci când vine vorba de sănătatea, de stimularea, de întreținerea creierului. Da. A zis de prăjiturică în ghilimele și m-am gândit la o bucată de ciocolată, că știam că spuneți că este sănătoasă pentru creier. Da. Chiar și pentru copii? Da, să le luăm pe rând. În primul rând am spus că e vorba de hidratare. Trebuie să hidratăm. Nu, eu nu mă refer la organism, că trebuie să înghită apă. De acord, creierul trebuie să aibă apă. Pentru că această apă, intrând în creier, îi face întreg metabolismul, toate celulele funcționează și îl curăță și ia acele părți proaste. Nu avem niște denumiri, hai să zicem deșectele din creier, se duc și se curăță. Și atunci celula nervoasă care sunt eu și să fiu din ce în ce mai frumos, mai deștept, mai parfumat și atunci pot funcționa mult mai bine. Deci am nevoie de apă, am nevoie de oxigen, deci să trăiesc într-un mediu cât mai curat și mai frumos. Regret că se taie încă lemn din pădurile române, pentru că practic dăm oxigenul copiilor. Nu realizăm acest lucru. Uitați-vă, sunt țări în care dacă îndrăznești în Abu Dhabi sau în Austria să tai o crenguță, ești arestat. Și noi timpul de vă îngroziți. Da, din păcate. Da, nu știu de ce și nu înțeleg de ce. Și nici nu mai reîmpădurim, nu mai plantăm altceva. Oricum durează ani până să se refacă. Sigur că da, dacă începem acum ne trebuie 30 de ani ca să reîmpădurim. Oxigenul și numai oxigenul nostru, a generației noastre, a copiilor noastre, este oxigenul țării, oxigenul Europei, oxigenul planetei.
și se taie într-o veselie cu totul. Pentru ce? Pentru ce? Ca să constatăm peste câțiva ani că devenim o țară deșertizată și mă întorc la oxigenul ăsta cât mai curat, cât mai bun. Vedeți că intrăm într-o pădure și dintr-o dată, chiar dumneavoastră, dintr-o dată... Am și respirat, bă, și dintr-o dată, visam dintr-o acolo, dată, da. S-a dus totul într-un creier curat, să avem acest oxigen curat care imediat pune metabolismul în funcțiune. Vă dați seama ce înseamnă un creier care trăiește într-o zonă poluată. Anul trecut am fost în China, înainte de scandal, cu COVID-ul, dar înainte, da. Am fost în Beijing. Nu se poate sta în Beijing, nu se poate. Totul este un mare, mare smog, un mare nor de poluare. Și se simți ca individ. Continuând mai departe, creierului trebuie să-i dai și o anumită alimentație care îi place. Deci alimentele sunt alimentele ușoare. Dacă o să spune carne, avem voie să mâncăm pentru creier. Da, carne foarte, foarte slabă. E cea mai slabă care merge la creier. Bine să știți că e carne de curcan. Da, asta e bine. Apoi peștele este perfect pentru că și urmează toate legumele, toate fructele. Să sunt profităm de ele, că da, sunt acum, fructe, în general, legume fructele, legumele de sezon, nu? De sezon. Și autohtone și abia pe urmă restul. Da. Da, exact ce a spus, autohtone și după aceea restul. Să avem acestea. Cât mai proaspete, nu aduse cu 3 luni înainte și încă 3 luni mai stau în magazin și arată frumos. Cât mai proaspete, cât mai curate. Și sunt, de exemplu, usturoiul e dovedit la creier foarte mult, apoi pătrunjelul și alte plante, murele, afinele, da, sunt foarte bune pentru partea cerebrală. Și am mai reținut tot așa de la dumneavoastră dintr-un interviu pe care vi l-am luat în urmă cu niște ani. Ați spus de nuci, am da, reținut exact. Că ați spus așa cum are nuca profilul da, creierului, este. Deci ca oamenii să facă această legătura conexiune. Legătura între exact. Cele două, dar și este adevărat nucă că și ciocolata. Ciocolată neagră. Neagră, cât mai neagră, nu siropată, nu cu alte minuni în ea, cât mai chiar neagră și pentru copii. Chiar și pentru copii. O nu-l tabletică, tabletică pe zi sau o dată la nu știu cât timp? Pe zi puteți câte o bucățică. Câte o bucățică, da. O bucățică, da. O tabletă mică, da, deci nu toată ciocolata. Nu toată, de bine. Nu e interesează stimularea. Și fiind ciocolată neagră, stimulează și metabolismul, nu? Da, sigur, arderile. Da, exact, și arderile. Și merge partea cerebrală. Iar pentru adulți, eu consider cafeaua este reală. Cea o cafeluță bună, dimineața. Cafeluță dimineața și încă una după amiază. A, e foarte deci interesant. Iată, două cafeluțe pe de zi recomandă a doua profesor. Bună? Pentru că noi avem un ritm de funcționare. Ritmul maxim la noi este între 10 și 12 dimineața și după amiază a doua cafeluță între 14 sau 16 până la 18 după amiază. Deci aceea face a doua parte de refresh ca să poți lucra. Este foarte important. Avem și cafeluță, între timp apă și am spus că creierului plac anumite lucruri. Deci nu trebuie să-l îndopăm cu lucruri foarte greve. Dacă avem burtica plină, creierul nu funcționează. Oxigenul loc se ducă în cap, se duce în burtică cu sângele. Să facă digestia, da. Să facă digestia. Altceva care stimulează creierul este foarte interesant, mișcarea. Știți că dacă eu mișc mâna aceasta și încep să scriu, creierul meu din partea stângă funcționează. Deci mișcarea, este și o frază a unui japonez, mă mișc, deci există. Mișcarea este foarte importantă din acest punct de vedere ca să-mi stimuleze partea cerebrală. Iar de aici, de la mișcare, exerciții fizice, alergarea, bicicleta, acum văd că trotineta, dar asta să ajungem și acolo, sunt foarte stimulative. Ați pronunțat un cuvânt, dansul. Știți că dansul include... foarte mult. Și acum nu se mai dansează, nu, da? Se mai dansează, nu se mai îmbrățișează. Da, acasă putem să dansăm pe ritmurile favorite, da, preferate, nu? Pentru că în dans sunt 4 elemente. Este muzica, care e foarte stimulativă pentru creier. S-a dovedit că, de exemplu, muzica lui Mozart deschide nu știu câți centri nervoși deodată. Dintr-o dată. Chirurgii deci, operează pe muzică sunt clasică. Sunt chirurgi care operează pe muzică. Bebelușii, ca să fie stimulați, nu ar trebui să asculte foarte muzică bine. Clasică. Și plantele, știți că plantele da. Cresc într-o anumită muzică care le stimulează. Deci muzica ne face bine. Am încercat și recomand toată lumea, când intrați în casă, nu vă certați cu soacra sau cu soție. Apăsați pe un buton și dați drumul la o muzică. Ce muzică? Muzica care vă place. Nu trebuie să căutați. Dom'le, îmi place să zicem o muzică mai veche. Aba, poftiți. Julio, perfect. Puneți asta care să vă placă ce vreți. Așa, că altele, cum sunt gen Metallica, este foarte greu de digerat și nu cred că relaxează pe toată lumea. Ceva liniștitor care să relaxeze creierul și să-l îndemne la plăcere, la viață.
Deci muzica e foarte importantă. Continuăm cu dansul, în afară de muzică, este mișcarea. Apoi, în general, pentru că este armonia și este empatia. Pentru că sunt două persoane sau un grup, perfect. Și atunci este o mișcare de grup, o mișcare din două persoane. Toate lucrurile acestea stimulează cerebral. S-a dovedit, există piețe în această țară minunată, care văd că ne ține la distanță și noi pe ei și ei pe noi, aici numită Italia, în care am văzut în piețe din Italia, în Verona am văzut, piețe când persoane mai mature un pic merg și dansează în piață și se cântă atât de frumos și merg și dansează. E ceva normal, e ceva foarte frumos. Într-adevăr. Și este bun și pentru plăcerea cerebrală și pentru vizualizare. Vezi un lucru, vezi un spectacol. Așa da. Este. Ajungem la acest lucru. Creierul stimulat trebuie stimulat exact cum ce am spus. Printr-un spectacol, printr-o muzică, printr-un concert, printr-o discuție. Este foarte important o discuție și este bine ca aceste discuții, pe cât posibil, să nu le avem contradictorii. Iar dacă cumva intri în conflict, nu uitați un lucru. Că de obicei, cel mai deștept cedează. Este o frază care corect. Spune, nu intrați în conflict, pentru că, pe de o parte, nu câștigați în conflict, numai pierdeți un număr mare de celule nervoase în stări conflictuale și mergeți pe ideea, lasă-l să aibă dreptate, că știu eu ce am de făcut, așa, și atunci se rezolvă toate treburile. Și ne spunem, cel mai deștept cedează. Ce nu trebuie făcut pentru creier, ce refuză creierul dacă l-a izolat. Uite-l pe tăticu, uite-l pe bunicu, stă într-un colț acolo, lasă-l în pace, nu vezi că nu și mai e bun de nimic. Și am simțit asta în cele 3 luni de izolare. Da, sigur, total împotriva gândirii umane și împotriva noastră ca organism. Pentru că dacă noi conducem din cap, conducem tregoarele și pe mine mă izolează într-un colț, se spune nu ieși de acolo, din 4 pereți, pe mine mă tâmpește. Eu mă refer nu numai la persoana mea, și cei care ne ascultă. Cred că toți simțim așa, da. Toți simțim, devenim inutili. Noi devenim inutili. Dacă merg până, nu știu, niște ore, te duci până în colț, iei și te întorci și te uiți pe ceas, nu cumva să te prindă poliția. Ne jucăm de când eram copii, da? Da, greu a fost. Și bartiștii. Să nu revenim la acea perioadă. Se poate chiar așa. Lăsați-i pe oameni să umble. Lăsați-i să iasă afară. Discuțiile, chiar stradale, păstrând distanțele, sunt foarte bune. Da, mersul în parc. N-am înțeles de ce trebuie să închidem parc. Eu n-am înțeles. Ce se întâmplă ca dacă închidem? Ca să nu stea prea apropiați. Sigur copii, că știu asta, bun, micile, dar da. Se găsesc alte metode. Bun? Dar parcul este parc, de aici se spune în parc, este plimbare, este oxigen, duci copilul, e distracție, de ce să nu recunoaștem? Așa toate e. Lucrurile trebuie să făcute. Și unde ajungem de toată povestea aceasta? Ajungem la ce a spus mai dumneavoastră mai înainte, la stimularea celulei nervoase acestui superb neuron cu care reușim să învingem totul și boala aceasta o învingem. Să dea Dumnezeu așa să fie. O învingem sigur, depinde numai de noi. De noi, să fim conștienți de ce se întâmplă. Domnul profesor, ați primit și multe mesaje și mă tot uitam, sunt foarte multe mesaje de felicitare. Bună ziua, felicitări pentru emisiune și pentru minunatul invitat. Salutăm Agata și îți mulțumim. Ana Maria Perco, suntem onorați să vă ascultăm, domnule profesor, felicitări. Îți mulțumim, Ana Maria. La fel, Vermeșan Vasisimo ne salută. Mulțumim frumos pentru această emisiune interesantă, semnează Mariana Caraconcea. Ion Morogan, foarte important acest subiect. Vă mulțumim frumos pentru explicații. Și mai avem aici, uitați, un mesaj frumos, Traian Racoviță, zice, un invitat mare, un subiect la fel de mare și important și are și o întrebare pentru dumneavoastră. Iată, domnul Traian zice, ce importanță are postul asupra creierului? Mă refer aici la postul cu apă și postul intermitent. Superbă întrebare. Domnule Traian, vă felicit pentru întrebare și cei românii care ne ascultă, vă rog să fiți atenți gândirea care este. De ce se face acest post? Acest post n-a fost inventat de către doctori. Acest post a fost inventat de către religie, de către cultul religios. Nu numai străbunii noștri, dar observați că și alte religii folosesc postul. Deci se curăță organismul. Și posturile, știm foarte bine că este post total negru și sunt posturile mai ușoare care se produc. Dar este, îndepărtăm carnea, după care știți că e bucuria aceea, carnavalul, carnevale, da. Și atunci deci să îndepărtăm toxinele, pentru că toate aceste alimente, toate,
au o încărcătură de toxine mult prea mare pentru organism. Postul este foarte bun pentru organism, iar pentru creier este minunat. Pentru că în clipa aceea te face să gândești mai ascet, mai curat, mai detașat. Nu te mai gândești la sarmale și mititei și la mirosul de grătar. Totul devine mult mai corect și pentru organism și pentru celula nervoasă. Celula nervoasă își începe să-și facă funcțiile mult mai bine. Să nu uităm că sunt persoane în cultura românească și care i-am cunoscut foarte bine și știm, și internaționale, care postesc ani și ani de zile și care în momentele alea chiar și filozofează. Da. Este deci, o emulație intelectuală, spirituală, cu partea de post, cu partea de lipsa de alimente grele, toxice pentru organism. Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu numai partea religioasă putem face acest post, și am întâlnit și persoane care fac un post mult mai ușor, de două ori pe săptămână. Ca să vă spun, mănâncă numai fructe și legume, apă, fără alcool, de două ori pe săptămână. Cred că este cel mai bun post și pentru organism și pentru creieraș. Bun. Ne salută și Otilia Burlan, care spune la fel felicitări pentru emisiune și pentru minunatul invitat. Îți mulțumim, Otilia. La fel, Marie Bădelița, bună ziua, felicitări pentru invitat și subiectul emisiunii, și mesajele continuă, sunt toate cuvinte frumoase și vă mulțumim că ne sunteți alături și l-ascultați cu drag pe domnul profesor Vlad Ciurea. Să mergem mai departe. Să mergem mai departe. De stimulare. Exact, chiar de dumneavoastră stimulare, ați făcut da. Stimularea fără să vă dați seama. Zâmbetul. Zâmbetul, zâmbiți, vă rog. Așa, era și un cântec, zâmbiți, vă rog, nu chiar așa. Așa era, zâmbiți, vă rog. Zâmbetul reflectă conștiința noastră, conștiința, sufletul nostru, reflectă totul. Deci e important această exact prezența a feței, a unui faces optimist, cu un zâmbet pe el, cu ochișorii cât mai să deschiși. Să zâmbim din tot sufletul și mai ales ochișorii să zâmbească, da, asta este totul important. Asta dovedește sufletul omului. Povesteam odată că sunt artiști care dimineața se uită în oglindă, vai ce zi frumoasă este, zâmbesc, râd, ca să-și creeze o stare perfectă de bine, din toate punctele de vedere. Bun. Și mă gândeam legat de stimulare, domnule profesor, iată, zâmbetul, indiferent de vârstă, dacă părinții zâmbesc, dacă ei sunt veseli și relaxați, copiii au toate șansele să fie și ei la fel. Și mă gândeam la copii, foarte important să învățăm să scrie de mână, să citească, nu? Asta este gimnastica creierului, tot da, de la dumneavoastră, știu, domnule profesor. Da. Da. Pentru că vedeți, scrisul adună o grămadă de lucruri. Ca să pot să scriu, în primul trebuie să mă coordonez. Coordonarea este creier, ochi, mână. Mână, da. Observ, o triadă, creier, ochi, mână. Dar, în spatele acestei triade, triunghiul acesta fantastic, a bermudelor care îl avem, se mișcă întreg creierul, pentru că trebuie să-mi aleg poziția, trebuie să ia atitudinea, trebuie să mă concentrez asupra cuvântului, trebuie să mă gândesc la formulare, forma, să punerea în pagină, cuvintele, totul. Deci creierul funcționează în totalitate și îmi furnizează date. Scrieți de mână, nu pe tastatură. Da, pentru scrieți că există acest risc. Eu mă uit la fetița mea, la Rebecca. Ea a învățat să scrie și a învățat toate literele de pe telefon, deși eu nu las foarte mult, dar e foarte isteață și le-a prins repede. Și eu am insistat să le treacă și pe hârtie. Se poate și să scrie. Scrie, deși scrie, nu este încă la școală. Pentru da. Că e o coordonare, am spus mai înainte, dacă mișcă această mână, toate aceste mișcări sunt reflectate aici, pe MRI funcțional apar toate. Este foarte interesant. Și cred că scrisul stimulează. Și cititul la orice vârstă stimulează. La și orice pentru vârstă, persoanele... Da. Independent de vârstă, totul după se stimulează. Vârstă. Și se adună și este și experiență. De exemplu, un pacient în comă s-a dovedit, el e în comă, acum se-și vorbește de coma indusă, adică îl țin în stare de somnolență cu aparatele ca să se refacă organismul. Bun, dar în clipa aceea face și mișcare. Dacă eu îi mișc mâinile, picioarele, totul, îi fac masaj, creierul percepe și funcționează, este foarte important. La fel și cu aceasta, cu scrisul, cu activitatea de scris și este nu numai
mecanică, ci conceptuală. Este conceptual. Cum putem să fim mai deștepți, mai inteligenți? Și românii sunt foarte deștepți. Dovadă că protestează imediat. Și inventiv, da. Și foarte inventiv. Dar au un IQ foarte dezvoltat. Este adevărat, domnule profesor, că noi nu ne folosim adevărata capacitate, la capacitatea maximă creierului. A fost și un film Lucy pe data aceasta în care au spus dacă treci de 60% nebunești. Pentru că închipuiți-vă că noi avem un creier. Creierul nostru funcționează, depinde de persoană. 15-20%, maximum 30%, dacă ar funcționa tot. Închipuiți-vă că toate acești neuroni, care sunt 100 de miliarde, tot s-ar aprinde și toți odată ar vorbi și s-ar certa. A scoate fum. Într-adevăr, produce curent electric. Ei funcționează pe porțiuni. De exemplu, cei care fac parte conceptuală au gândire abstractă. Gândirea, vorba o transformă în cuvânt. Alții care fac o gândire vorbită, cum suntem noi aici, am gândesc cu alte celule. Alții care, de exemplu, cum sunt ofițerii în stradă, care trebuie să facă anumite acțiuni, altă gândire au. Deci toată lumea trebuie să-și folosească celulele, dar nu toate odată. Vă rog pe rând. Este foarte clară această idee. Și să discutăm, domnule profesor, pentru că spuneam încă de la începutul emisiunii, trebuie să ne păstrăm creierul sănătos toată viața, de când ne naștem și până în ultima clipă, secundă. Legat de antrenarea lui, de mentenanță, că așa vorbeam înainte de emisiune, trebuie s-a părut să-l foarte ținem, interesant. Să-l ținem, să facem totul, să-l igienizăm, am spus să-l hidratăm, să-i dăm celulei nervoase ceea ce cere celula nervoasă ca elemente de susținere și trebuie și la fel creierul trebuie să-l odihnim. Sunt persoane care muncesc foarte mult, muncesc noaptea și dimineața picotesc de somn. Lăsați-l să doarmă. El nu o să poată să dea randament. Lăsați-l. Trebuie să zic că tot acești japonezi și chinezi au constatat că dacă omul cade de somn, lasă-l în pace să doarmă. Dar altfel, este bine ca celula nervoasă să se odihnească, este bine ca să avem un somn fiziologic, fără niciun fel de stimulante decât doar o liniște în cameră și eventual un ceai ușor. Și câte ore pe noapte, domnule profesor? Deci, pentru dumneavoastră, pentru mine, 7 ore, cred că ne convin la copil, 8 ore, obligatoriu, 9 ore și lăsați-l să doarme. Ce se întâmplă? Lăsați-l să doarme. Sigur că eu pledez pentru anumite ore, pentru că le știu. Orele de început, ora 10 și fac tot posibilul la ora 10, fără televizor deschis, fără alte lucruri. Eu am fără, oftat fără că nu numărul. Reușesc niciodată, mă culc deci, după miezul la ora 10 încolo cu o carte în mână, cât mai relaxantă cartea posibil, așa, fără breaking news, fără Netflix și așa mai departe și alte lucruri care mă duc în și produc insomnii. Trebuie să odihnim acesta. Că noi îi cerem, îl stoarcem, îi cerem. Dar trebuie cerem. Să-i și dăm. Trebuie să dumneavoastră a spus, da, trebuie să-i și dăm și trebuie să-i dăm această odihnă. Pentru că în această odihnă, cum a spus o frază mai înainte, că veștile, ideile, memoria cu o zi înainte se acumulează în creieraș și atunci a doua zi este perfect și are o poezie, se învață seara, se repetă și a doua zi dimineață o știi. Marile vedete, am să vă dau un exemplu și sigur că toată lumea o să fii atent la când spun vedete de Hollywood. Vai, vedetele de Hollywood, știți că ei, săraci, au o viață foarte grea. Și trebuie să fie și pe scenă, și sub tensiune, și seara la party, și mai știu unde după aceea, să fie văzute, să arate bine, să poată să performeze în public, etc. Ei, aceste vedete sunt continuu sub stimulatoare cerebrale cu deprivare de somn. Și după aceea îl transform în câțiva ani, nu imediat, ca într-o cârpă. Uitați-vă la ei, foarte multe vedete de Hollywood s-au epuizat fizic sau psihic. Mulți au făcut, ca să nu spun câteva nume, depresie că poate și au făcut depresie. Au ajuns chiar la suicid. La suicid sau la acea boală, tot timpul uit, cum îi spun, cu nume de neamț, Alzheimer. Și ajung la acest lucru, nu se poate. Personaje care suntem îndrăgostiți de el acela, Anthony Quinn, și care a făcut această boală cumplită și vă închipuiți că au încercat toate medicamentele posibile ca să-l ajute. De ce? Mai bine puțin, mai puțin. În limba română se spune câinele din frunte turbă. Deci nu trebuie forțat. Este să ajutăm organismul să meargă pas cu pas înainte și să treacă peste toate vicisiunile și greutățile vieții și să mențină acest creier cu mintea întreagă
și să putem, să putem să obținem de la creier maximum, dar nu uitați, vă rog frumos, dacă vreți să aveți performanță din toate punctele de vedere, la ora 10 să fiți în liniște totală, perfect igienizat și curat, într-un pătuț cu o, nu cu o domnișoară, cu o carte foarte frumoasă. Da. Mai greu cu copiii, domnule profesor, că nu înțeleg lucrul acesta și oricât ai încercat să-i culci la ora potrivită, dar pe vremuri... Pe vremuri nu știu cum reușeau părinții. Da. Eu una nu reușesc, recunosc. Dar pe vremuri, de exemplu, eram fericit când mă duceam la bunica la țară undeva și așa era mare fericire că începea programul, masa de seară, pe la 6:30-7, după aceea mai spuneam o poveste, mai nu știu mai ce, ei, și acum la 9, hai la culcare. Da, pentru că totul funcționa, și bunica era doctor. Adică se însera și toată lumea se culca dimineața când se crăpa de ziua, toată lumea se trezea. Acum cu cânta cocoșul la orele 5 dimineața. Era impresionant, foarte frumos. Și funcționam după acel ritm. Acum, pentru că avem curent electric, avem tot felul de alți stimuli în jurul nostru, nu mai ținem cont dar de... Dar organismul, oricât l-am modificat, noi avem o structură genetică. Avem un anumite lucruri imprimante în structura genetică. Haideți ca noi nu putem să luăm structura, să o aruncăm pe fereață, să formulăm asta de la o zi la alta. Sigur că și asta e dinamică și asta se modifică, dar să ne bazăm pe ceea ce am primit de la ai noștri dinainte. Și România o genetică, o structură genetică foarte bună. Dovadă că rezistăm și la acest COVID. Românii rezistă tocmai. Eu sunt convins că genetica îi ajută și acele vaccinuri făcute în perioada comunistă au fost foarte bine foarte făcute. Foarte bune, da. Iată, ne salută și Lucica Mariana, care spune o zi bună dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Mi-ați răspuns deja la întrebare legat de post, vă mulțumesc. Credința și optimismul sunt cele mai bune remedii pentru aceeași sănătate. Aceeași părere, da. Mulțumim, cum Lucica. Cum să trebuie să ai o credință? Crezi în creativitate, crezi în Dumnezeu, crezi în marele arhitect al universului, este foarte bine. Credeți în ceva. Credeți în ceva, să aveți o credință, optimismul, la fel. Eu nu înțeleg poezia lui Bacovia. Nu înțeleg. Tot pesimist. Nu citesc o poezie ca să plâng. Melancolia aceasta și depresia sunt foarte grave pentru creier. Sunt dovedite că creează o stare negativă cu anumite aminoacizi, anumite proteine, care induc o dereglare a centrilor nervoși și mai ales endocrin. Ana Maria Perco ne salută și ea și spune: aveți perfectă dreptate, domnule profesor, vă mulțumim că ne învățați, promitem că facem ce ne spuneți cu mare plăcere, ne gândim cu drag la dumneavoastră. Iată, numai mesaje frumoase. Domnule profesor, în timp ce probleme de sănătate pot apărea dacă, iată, n-am avut grijă așa cum trebuie de creierașul nostru? Vai. Multe. Da. Mă rog, să tragem cumva așa un semnal de alarmă și totuși să încheiem optimist după. Obligatoriu, că nu vreau optimist. Să încheiem cu problemele de sănătate. Cel mai simplu este ca optimist COVID negativ. Da. Corect, în perioada asta. Da. E o veste minunată să știi că ești sănătos. Sigur că acest organ poate să aibă o grămadă de boli. Sigur că acest organ nu este ferit nici de inflamație, se numește encefalită. Da, care pot să fie bacteriene, pot să fie virale, cum este virusul acesta care umblă pe viață. Așa, sigur că poate să existe și traumatisme la cap foarte grave pe care trebuie să le evităm. Sigur că acest organ poate fi suprastresat când apar nevrozele sau burnout-ul, care arată oboseala creierului. Sigur că există boli vasculare cerebrale. Trebuie să le evităm. De ce să facem accident vascular cerebral? Când se fac accidentele vasculare? Când ne certăm puternic? Când șeful urlă la noi pe nedrept? Pe nedrept, de obicei, șeful, nu pe drept. Așa, accidentul vascular sau se întâmplă o deziluzie în familie și atunci divorț, scandal, copii și atunci face accident vascular cerebral. Mai bine să-l prevenim. Cum am spus, totdeauna spun aceeași frază că mai bine să-i dai dreptate decât să te cerți continuu cu cel din fața ta, pentru că nu se rezolvă nimica. Iar violența și, sigur, o chestie de înțelepciune, violența este cel mai grav lucru, mă uit în trafic, se dau amândoi jos și încep. Unde duce să chestia asta? Să se certe și chiar să se bată. Unde duce chestiunea asta? Deci creierul suferă din toate punctele de vedere, iar acum, datorită supra-solicitării cerebrale, a apărut un fenomen nou.
Celulele nervoase suferă și cad una pe brațele celelalte. Metabolismul cerebral, nu intru în amănunte, suferă. Se produc anumite degradări și anumite depozite de elemente anormale și asta duce la boli neurodegenerative. Și atunci apar, dacă vedeți persoane tinere că au tremur emotiv sau fac un Parkinson ușor. Sau că trag un picior. Perfect. Și atunci fac neuropatii sau mulți cazurile de diabet afectează cerebral sau mulți cazurile de afectare a urechii, persoane tinere, a ochiului. Toate sunt în legătură cu sistemul nervos. Supra-solicitarea nervoasă, lipsa de mentenanță a creierului, suprastimularea creierului și atunci ne punem întrebarea, ca să fim optimiști, să prevenim. Să prevenim prin ce? Printr-o viață cât mai frumoasă și printr-o respectare a unei ordini de viață. Vă întreb eu, noi când ne îmbrăcăm de dimineață, nu ne îmbrăcăm într-o anumită ordine? De ce să sărim etapele îmbrăcării, să ne punem direct haina și cravata? Așa este și cu viața. Trebuie să facem lucruri într-o anumită ordine, că atunci o să știm perfect ce avem de făcut. Mesajul meu este foarte optimist în final. Vreau să vă spun încă o dată că această țară a produs oameni deștepți și produce. România nu creează tâmpiți, cum a spus cineva, un anumit președinte. Din contra, produce oameni foarte deștepți. Eu vă spun, noi în medicină am umplut lume. Nu numai în România, am umplut lume. Trebuie să respectăm. Trebuie să vorbim frumos, trebuie să ne iubim între noi și să ne unim. Cu iubire și cu unire putem învinge tocmai această boală cumplită care se numește COVID și care poate să fie învinsă. De noi depinde. Și noi, în loc să fim, cum se cheamă asta, Brazilia, Europei și așa mai departe, noi ar trebui să fim invers. Noi ar trebui să știm regulile, să le respectăm, să atragem atenția pentru respectare, cum ne respectăm între noi. Să fim un exemplu. Și putem acest lucru. Pentru că încă o dată plec de la faptul că nu suntem deloc proști. Suntem o nație deșteaptă, o nație frumoasă. O nație frumoasă. Așa, de ce trebuie să cădem în extrema cealaltă? Se mai întâmplă câteodată. Sper să ne revenim. Iată, Ramona Elena Cojocariu vă întreabă dacă legăturile dintre neuroni se pot reface. Da, aici este o mare problemă, pentru că, într-adevăr, în traumatisme sau în supra-solicitări nervoase, aceste legături cad, cum aveți dumneavoastră calculatorul, și a căzut jos. Se pot reface. Există rețete de încreier de network. Și asta este în anii 80, s-a descoperit neuroplasticitatea. Adică celulele din jur nu te lasă prostul satului pe tine. Te înconjoară și te ajută. Deci există neuroplasticitatea și de aici se pot și sunt medicamente, într-adevăr, care stimulează. Deci, iată, ar trebui ajutat creierul organismului. Sigur că da. Deci există dovadă că în momentul de față accidente vasculare sau traumatisme chiar grave, cerebrale, pot să fie ajutate celulele din jur, care nu sunt distruse, ajutate ca să preia funcțiile care celor distruse. Există. Iată, ne scrie și Florica Mureșan: domnule profesor, nu știu ce să fac, mă enervez foarte tare și repede, mai ales la locul de muncă și nu vreau, dar nu mă pot controla, îmi pare rău când se întâmplă acest lucru. Este un factor acolo, un spin la locul, de muncă, la locul de muncă, care vă dereglează. Și acest lucru se accentuează când vă apropiați de locul de muncă, în loc să aveți, Dalai Lama a spus, serviciul trebuie să fie o plăcere, nu o corvoadă. Da. Deci o filozofie de viață. Înțelegeți? Deci nu, mă scuzați, în condițiile astea schimbați locul de muncă. Dacă se poate. De că ce? Sunt multe persoane, domnule profesor, care în perioada asta au rămas fără locuri de muncă. Eu spun cum știu, ca Popa. Eu spun. Da, dacă se poate. Ce spune Popa, nu? Da. Dar pentru că se creează un focar și numai când te apropii sau te gândești duminica, că luni încep serviciu, eu mă duc cu plăcere la serviciu. Și eu la fel. Mă duc cu plăcere. Mi-am bateriile la serviciu. Sigur că, dar mă duc cu plăcere, știu că am de făcut anumite lucruri, știu că descoper anumite lucruri, știu că vorbesc cu multe persoane. Adică îmi face plăcere ceea ce fac. Minunat, da. Dacă nu mi-ar face plăcere, nu m-aș duce. M-aș duce să fac altceva. După cum când aveam 20 de ani, nu știam cum să fug la terenul de fotbal, cum a spus și dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră. Deci, altă vârstă, alte plăceri și așa mai departe. Deci este o plăcere din punctul acesta de vedere. Deci trebuie să încercăm cumva să ai grijă ce faci acolo la locul pentru de muncă. Pentru că aceste enervări continuu, aceste enervări duc la modificări cerebrale ireversibile și apare un lucru care este
Eu din 15 consultații zilnic, cred că 10 văd persoane mature sau tinere care au zone, am zone și pe remene scrie zone de demielinizare. Nu vă speriați. Asta nu înseamnă scleroză în plăcere. Mielina este substanța care apără celula nervoasă, cum pun eu mâna pe firul care l-am aici și nu mă curentez, așa se întâmplă și în creier. Această mielină, o substanță care la fel ne ajută, desparte celulele nervoase, le hrănește și mă ajută ca să pot funcționa, vorbi, gândi, etc. Ori dacă eu mă enervez, mă supra-solicit, folosesc tot felul de stimulante despre care n-am discutat, artificiale, amfetamine și toate, și cafele. Sunt tot felul de băuturi, așa zis, energizante. Care, din potrivă, mai rău, te storc. Îmi povestea aseară un șef de santier că într-o perioadă a băut 35 de cafele pe zi. Wow. Și zic, dar n-ai sărit pe fereastră, nu transpiram tot și mai puteam concentra. Și nu puteam să dorm. Exact ce am spus. Supra-solicitare nervoasă. Vedeți că și oamenii ăștia în vechime, și oamenii de la țară, totul cu măsură. Observați, așa este și cu problema aceasta. Dacă apar fenomene de rupere de nor la serviciu, căutați o altă, pentru că altfel nu să puteți. Iar în creieraș apar aceste zone continui, punctiforme, care... Petele acelea albe sunt zonele de demielinizare. Oameni buni, nu se mai refac. Deci aveți grijă de creierul vostru. Da. Domnule profesor, mă gândeam ce se întâmplă cu adolescenții, cu persoanele tinere. Parcă sunt mai nervoși, mai agitați, mai... Nu știu, mie așa mi se par generațiile. Sunt din este ce adevărat, în ce mai... Este adevărat, dar să nu uităm că pierd nopțile și foarte greu să-i aduni. Totdeauna sunt sub anumite substanțe, care anumite băuturi, nu mă refer la alcool, la diferite băuturi energizante, este fenomenul de grup, dar de multe ori în sensul rău, nu în sensul bun. Asta stăm până la două noaptea, țipăm și așa mai departe, nu e... Sigur, noi vrem pe copii să învățăm ce este mai bine și care știm ce face bine, iar ei, din cauza aceasta, nu se odihnesc. La vârsta aceea ascultă mai mult de anturaj decât de sfatul părinților, da, din păcate. Iată, nici ei nu se odihnesc suficient, aceasta ar putea fi... Deci lipsa de odihnă contează enorm, da. Bine, dacă stau să mă gândesc și la copiii mici, cu cât sunt mai obosiți, sunt mai agitați, sigur, la fel. Nu mai vor să plus se mai culce, să mai plus adoarmă, Coca-Cola, plus dulciurile. Alte dulciurile, toate astea îl fac din ce în ce mai agitat. Suntem pe final de emisiune, domnule profesor, deci dacă ar fi să tragem o concluzie, să nu uităm că dis de dimineață, de când ne trezim, să ne trezim cu zâmbetul pe buze, că suntem sănătoși, că urmează o nouă zi și că suntem norocoși din punctul ăsta de vedere, să ne gândim la lucrurile frumoase, pozitive din viața noastră și să încercăm să le mai uităm pe cele care nu ne convin, că viața perfectă sigur nu există. Da. Sigur că da. Dar da, să ne agățăm de ceea ce avem frumos și bun. Da. Să nu uităm să ne hidratăm, da, să dormim suficient, să mâncăm ceea ce trebuie, să facem sport. Să vorbim frumos, să ne facem fraseologia bună și să privim totul cât se poate de optimist. Și n-am zis nimic de dicție acum când ați zis, da, să facem fraseologia bună. Știu, da, că la fel într-un interviu spuneați de dicție. Dicție contează cu enorm. Cât copilul vorbește, da, pronunță, sigur, mai bine, vorbește corect limba, da, maternă, cum, da, spuneați dumneavoastră, este cu atât super. Înseamnă semn de inteligență, de dezvoltare și de stimulare a creierului. Sigur că da. Da. Uite, de exemplu, sunt persoane care au o inteligență foarte bună, în general matematicieni, și nu reușesc să vorbească în public. E atâta inteligența dusă într-o altă parte, dar omul te ascultă când vorbești. Deci trebuie să găsești ca la Demostene, care vorbea cu pietricele în gură pe malul apei. Mare Egee. Ca să exerseze, să-și facă o dicție bună, astfel dicție încât bună, să mesajul bâlbâit, să, da, fie, da, să ajungă acolo unde trebuie. Da. Contează enorm de mult. Enorm. Toate astea stimulează inteligența, deci creierul uman. Deci noi pentru aceasta luptăm.
Mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru prezență, pentru vorbele minunate. Zâmbeam oricum pentru că sunt fericită că v-am din nou invitat și știu că o să mai urmeze și alte interviuri. Sunteți minunat, vă mulțumim pentru sfaturile date, vă doresc din tot sufletul sănătate și să puteți reveni sănătos și voi o să aici la Ziarul de Sănătate. Vă mulțumesc și vouă că ați fost din nou alături, că ne-ați adresat atât de multe mesaje, foarte frumoase au fost mesajele voastre și vă mulțumesc în numele și al domnului profesor și al meu. Aveți grijă de voi, să încercăm să punem în practică sfaturile pe care domnul profesor ni le-a dat astăzi și să ne revedem cu toții sănătoși, voioși, pe curând, mai bine!